Bun, dragii mei, salutare! Să vorbim despre fail-safe. Fail-safe, fail-safe. Cum să traduc eu mai bine, mai potrivit? Nu știu, îmi dau și o silință. Dispozitiv de siguranță sau o frână de urgență. O să înțelegeți imediat la ce mă refer. Bun, țin să menționez cât de nesemnificativ ar fi, este treaba asta pentru mine. Mi-am dat seama că pentru alții ar însemna chiar o inovație, o chestie, pentru că și eu la începuturi, nu știu ce, până am aflat de fail safe, am stricat. Am stricat și după ce am aflat am zis, ia uite ce ieftin și ce mișto. Bun, fail safe, la ce mă refer? Video ăsta e mai mult pentru cei noi veniți în hobby, pentru cei noi în domeniu, că mulți dintre voi știți ce e fail safe și nu știu ce. Bun, la ce mă refer? Vă jucați cu automodelul, da? Și o trimiteți mai departe, mai nu știu unde. Trimiteți atât de departe încât s-ar putea sau vă iese din raza de acțiune a telecomenzii. Ce se întâmplă atunci? Ați pățit-o? N-are cum să nu. Trebuie să fii pățit. Rămâne accelerat motorul și fuge mașința de tine. Să duce la mea, nu mai ai control. Ca a ieșit din raza de acțiune a telecomenzii. Nu? Riscurile mari care sunt? Una la mână, cel mai nasol, să lovești pe cineva. Da? Și să lovești cu asta la viteză maximă pe cineva. Nașpa iurea cam nasol. Doi la mână, poate să lovește și sigur, se va lovi de ceva și o faci zdrenț. O faci praf. Oricum. Bun. Putem să evităm treaba asta relativ ieftin și foarte ușor. Un pic de răbdare cu mine și o să vedeți cum. Bun, în special videoul ăsta vreau să-l dedic celor care au sisteme radio mai vechi. Și când zic mai vechi, mă refer la o frecvență care nu se mai folosește în ziua de astăzi, nu se mai fabrică din când nu se mai fac așa ceva, dar sunt foarte des întâlnite, lumea încă le folosește. Telecomenzile astea cu antene, tralala, și găsiți acții pizza tralala scrise pe undeva pe ele frecvența 27 de MHz. Că o fi 27, că o fi 26, că o fi nu știu ce, MHz. Sistemele astea radio mai vechi au niște dezavantaje destul de mari. Una la mână, au interferențe. Pornești asta, pornești jucăria și cum te apropii cu un igniter de motor de ceva, să pun igniter, o să vezi servole cum se mișcă aiurea. Dau ele niște, au interferențe. Hai că asta n-ar fi o problemă. O mică interferență, cel mai mare defect este că astea nu au niciun sistem de siguranță și mă refer la fail safe, ce se întâmplă când îți iese din raza de acțiune a telecomenzii. Deci ai pierdut controlul asupra ei complet. N-ai nimic să o oprească, să o facă să se oprească, nu știu ce. Despre asta vorbim noi acum, despre fail-safe, cum facem și... O să revin și la sisteme radio pe gigahertz, 2,4 gigahertz. Alea sunt mai bune și, haideți, cele mai bune. Bun, deci la asta ne referim, la megahertz. Haideți să facem live. Pornim telecomanda. A pornit, pornim și jucăria, s-ar putea să auziți un bâzâit. Probabil o fi de la radio, de la servo, servole sunt bune, dar... asta e. Sau de un buzit, facem o probă la direcție, trăiește, nu vă lăsa, să nu vă deruteze firele astea și nu știu ce am demontat pentru video. Da? Accelerația, să vedem servoul de accelerație și de frână. Acum accelerez, da? Îmi deschide carburatorul, când pun frână, pur și simplu îmi acționează frână. Da? Bun. Ține frâna. Fantastic. Îngheață mașinuța. Bun. Și la... ca să... pe view. Da? Accelerez. Încerc și o să cuprind în camera. Accelerez, da? Este accelerat la max. Să zicem că ne jucăm. Ne-i dăm. Să duce, să duce, să duce. Simulez că pierd de mașinuța semnalul. Cum? Prin oprirea telecomenzii. Deci. Bun. Da? Simulez că a pierdut asta. Am trimis-o prea departe și nu mai primește semnal de la asta. Am oprit asta ca asta. Ce s-a întâmplat? Uitați ce s-a întâmplat. A rămas accelerată la maxim.
Dacă vedeți, tija asta a rămas carburatorul deschis la maxim. Și în momentul ăsta fuge de noi. Să duce, cum zicea cineva, a naiba ugici. Adică la naiba nu-l zici. Asta este înfricoșător de periculos, să zic așa. Cum evităm? Dacă dau drumul din nou la telecomandă, ca să dau drumul, ca să vedeți și voi cum se comportă. Nici nu buton. Așa. Și a revenit motorul la relantii, este poziția neutră, între frână și accelerată, da? Deci accelerăm, punem frână. Bun. Haideți din nou să accelerez, să opresc pe accelerație. Așa, și a rămas accelerat. Accelerat la maxim. Cum contracarăm treaba asta? Dragii mei, da, să opresc tot. Mi-am dovedit, mi-am spus tot ce aveam de zis în primul asta. Dacă nu vreți să investiți într-un alt sistem radio pe GHz, nu știu ce. Dar nu vreți. Vreți să-l păstrați pe asta, că e bun. Nu. Chiar n-am vrut să renunț la asta. Chiar fiind pe MHz. Va trebui să cumpărați o drăcie de asta mică, care face exact ceea ce ne trebuie nouă să facă. Bun, ce face chestia asta? Failsafe, scrie și pe el, failsafe. Nu știu cât de bine se vede, e cu sus în jos. Da. Failsafe. Așa, are un LED și un buton. Bun. Ce face chestia asta? Asta memorează poziția unui servo, nu mai mult, unui servo, la alegerea noastră. Ce poziție vrem noi? Pe servo, ori către stânga, ori către dreapta, nu știu ce. Bun. Și o aplică în momentul în care receiverul de aici, de pe mașinuță, nu mai primește semnal de la telecomandă. Este exact ceea ce ne trebuie nou. Deci memorează o poziție care vrem noi la alegere a unui servo și o aplică exact când nu mai primește semnal de la asta. Da? Când s-a dus, nu avem mașină. A naiba logic. Bun, ca să nu uit, haideți să vă menționez acum. Am căutat online repede unde ați putea găsi voi în România treaba asta. Am găsit pe RC Racing. Găsiți acolo, costă 65 de lei. Să nu credeți că e scump dacă ați avut problema asta. Și acum am venit eu cu soluția, nu știați de ea. Face toți banii, cumpărați unul de ăsta, îl puneți pe mașinuță, durează 3 minute, o să vedeți. Și v-ați rezolvat o problemă enorm de mare, să zic așa. O mare grijă a noastră. Da? Haideți să punem asta. Bun. Să-l montăm. Ce trebuie să facem? Deci, pe noi ne interesează servoul de la accelerație sau frână, că e unul și același, da? Așa. Să-i memorăm poziția pe frână. Deci, când iese mașinuța din raza de acțiune a telecomenzii, ia, să pună frână și așa să rămână, da? Când receiverul, unde ești, ăsta, nu mai primește semnal de la telecomandă, ăsta, failsafe-ul respectiv, dispozitivul respectiv, să-și intre în rol și să aplice servoului meu frână, poziția de frână, invers. Așa să rămână, da? Când a primit aia, să-ți înghețe mașina, s-a oprit. După aia, te duci tu frumos cu asta, te mai plimbi tu un pic pe acolo, Poia pe aer, o prins din nou în raza de acțiune și o aduci și la tine. S-a oprit mașința în siguranță, știi că nu faci rău nimănui și nu stegi, nu lovești de nimic. Bun, haideți să montăm mirificul dispozitiv. Bun, am zis că pe servoul de la accelerație și frână, da? E unul și același pentru ambele lucruri. Trebuie să urmărim firul de la servoul respectiv până în receiver, să vedem unde intră în receiver. Și le identificăm. În cazul meu este pe canalul numărul 2. Am un receiver cu două canale decât pe automodelul respectiv. Și îl scot de acolo. Am scos cablul de la servo. Iau ăsta și îl unesc. Da? Ăsta va veni între servo și receiver. Iau ăsta și îl unesc cu servoul. Iar capătul celălalt, în receiver. Dați-mi voie, o secundă, să-l pun pe locul.
Pum, pum, pum. Nu, trebuie să vedeți ce fac eu aici, dacă v-am zis, pe exact asta e ușor de... Bun, și acum trebuie să-l programăm, să memoreze mie poziția aia, pe frână. Bine, pornim telecomanda, pornim mașinuța, merge accelerația, merge frâna, merge direcția, bun. Cum programăm? Trebuie să ținem apăsat pe frână. Acum, ca să vă arat vouă, mă ajut și eu de un elastic. De multe ori puteți fără elasticul ăsta, de multe ori poate mai aveți nevoie de cineva să vă ajute, sau puteți face singur fără elasticul. Deci, pun pe frână, iau și eu elasticul ăsta, să-l ține pe frână. Luați o scobitoare, un băț de chibrit, vă duceți la respectivul dispozitiv fail-safe, vedeți că licăre un bec, un LED acolo, și are un butonaș mic. Multe le au în proeminență, multe le au în interior, trebuie să apeși cu ceva, ascuțit. Și apăsăm pe butonașul respectiv, ca să-l văd bine. Aici ar fi, ia să vedem dacă licărea altfel LED-ul. Ia uitați cum face. Da, a ținut 2-3 secunde. Bun. Acum, eliberez asta. Haideți să zic că oprim toate alea, da? Sau din nou, drumul la telecomandă, la radio, merge accelerația, merge. Haideți să țin accelerarea la maxim, ca să și vedeți. Bine, să nu veniți la mine ca la biserică, să nu credeți pe cuvânt. Accelera la maxim, da? Și simulez că mi-a ieșit mașinuța, că am trimis-o la naiba în urzici și mi-a ieșit din raza telecomenzii. Să vedem dacă își face treaba fail safe-ul. Deci opresc asta de la buton. Ia uitați. Ia uitați cum este servo. Este pe frână. A înghețat mașina. Nu se mai învârte la. Vedeți? A fost greu? Nu. Foarte ușor de făcut. Foarte ușor. Acum, cum v-am zis, vă duceți frumos cu asta, vă mai plimbați un metru, doi, ca să o prindeți din nou în rază. Din nou, simulez până a da drumul la telecomandă. Și mașinuța, servoul va reveni la poziția neutră. Deci nici accelerată, nici pe frână. Cât să se miște. Motorul nu e accelerat. Este între. Da? Din nou, să facem din nou. Accelerăm la maxim. De fapt, stați așa. Țin accelerarea la maxim și să închid asta, ca să vedeți cum se miște servoul pe frână. Vedeți? Asta e oprită. Mașina îngheța. Sunteți de partea sigură. Cum ați prins din nou în rază. Vă jucați față să vedeți. Foarte, foarte, foarte mișto. Gata și cu demonstrativul, cu montan, cu nu știu ce. Acum o mică pălăvrăgeală. Bun, ăsta nu e voluminos. Sunt unele un pic mai mari, mai pătrățoase, mai da, dar în general cam ăsta e volumul lui. Veți avea niște automodele unde ai compartimentul unde intră receiverul un pic mai mic. S-ar putea să nu ai loc să bagi și ăsta lângă receiver. Îți va trebui un receiver mai mic, mai nu știu ce. Acum depinde. Dacă aveți ceva vechi, cum am vechi, mai vechi, să mă scuzați. Cum e automodelul ăsta? Asta este un, să-l și menționez, HPI Maverick. Mai nou găsiți HPI Pulse. Carcasa, ca și formă, este identică, este vopsită altfel și are motor de 4.6 în loc de motor de 3.5 cât este. Asta e o bijuterie și este la vânzare pe eBay și am pus-o scump, că nu vreau să dau ieftin, că e super fain. Dacă nu se vinde cât am cerut eu, o păstrez pentru mine. Așa. Ideea e să aveți loc unde, așa, să nu vă induc în eroare, unde e receiverul, să băgați și ăsta pe lângă. Îl mototoliți, nu e de dimensiuni prea mari. Și asta e. Haideți să menționez un pic treaba cu telecomenzile. Am aici un spectru. Receiverul de la telecomanda asta, în el are incorporată funcția sa de fail safe. Deci nu mai e nevoie să pun eu treaba asta. Pur și simplu o programez, am aici un display, nu știu ce. Ca asta găsiți, de exemplu, telecomenzile FlySky. Țin să menționez raport calitate-preț, telecomenzile FlySky, sistemele radio FlySky sunt excelente. Sunt nemaipomenite. Am și o două de alea, sunt în țară, le-am trimis deja acasă. Încep și eu să mă mut. Așa. Deci astea, pe o frecvență de gigahertz, 2,4 GHz, au fail safe incorporat în receiver. Dacă aveți
un sistem radio în gigahertz și nu știți să programați failsafe-ul, intrați pe net sau pe Google, descărcați manualul utilizatorului de la modelul care îl aveți voi și acolo aveți failsafe, opțiunea failsafe, cum o programați. Dacă aveți ceva și nu vă descurcați sau nu știu ce, lăsați-mi scris, bă, am nu știu ce model și nu găsesc pe nicăieri și o să-mi dau silința să vă ajut să vă zic cum să programați failsafe-ul. Bun, să zic că ai o din asta, pe gigahertz. Bă, și nu găsești nici manual și te poate ajuta nimeni cum să programezi failsafe, că nu găsești informația acum, că diferă de la Spectrum la FlySky sau la nu știu ce sisteme radio, da? Poți folosi unul de ăsta. Chiar dacă ai tu pe gigahertz. Bă, nu știu cum, da, dar trei, trei failsafe pe mașință. Ceea ce vă recomand, din drept puteri, nu vă dați fără așa ceva. Sau fără opțiunea failsafe pe sistemul radio. Să nu loviți pe cineva, să nu vă stricați automodelul. Eu am pățit-o la începuturile mele și este musa. E ca și cum, bă, să mă duc să mă dau în 3 roți sau în 4 roți, cu toate roțile. Nu, nu vă dați fără failsafe. Din nou, la RC, RC Racing găsiți de cumpărat chestia asta. 65 de lei, dar face toți bani. Nu e chiar așa scump, nu? Dragii, asta a fost. A fost un tutorial scurt despre failsafe. Sper să nu fi repetat de prea multe ori, dar asta a fost. Bun, sper să fie util și asta pentru cineva cândva. Și până la viitoare, toate bune!